În această seară voi pleca din Cusco, mă duc acum către terminalul din oraș. Sper să mai pot găsi bilete, deoarece la astfel de curse foarte lungi, biletele se cumpără cu câteva zile înainte. So. No tengo. ¿No tienes espacio? No. ¿En tengo serio? Para las 8. Dame para las 8. Ya. El pasaporte, ¿no es cierto? 60 de soles am plătit pentru acest bilet. Asta înseamnă undeva la 75 de lei. I-am spus tipei de la ghișeu să-mi dea un loc unde să am mai mult spațiu pentru picioare. Iar din ce am vorbit cu oamenii după peron, majoritatea au plătit 40 de soles. Chiar sunt curios să văd ce loc am aici în acest autocar. Hola, señor, fíjate. ¿Dónde me voy de acá? Número uno. Segundo piso. Arată foarte mișto aceste scaune. Sunt foarte spațioase. Voi putea să mă odihnesc foarte bine în această noapte. Va fi un drum de aproximativ 10 ore. Am ajuns în Puerto Maldonado după 10 ore și 20 de minute, iar acum mă aflu într-un maxi taxi, mototaxi, și mergem prima oară la o bancă să retrag niște bani. Nu mai am nimic cash cu mine. Am vorbit cu tipul, foarte amabil, mă așteaptă să scot banii, după care voi plăti. Și hai să vă arăt puțin cum arată aici, prima zi în Puerto Maldonado. Este un lugar por acá en Puerto Maldonado donde puedo comer caimán o crocodilo o algo así. Sí, es un zona para comer. Esa de acá. Dale, me esperas acá, ¿ok? Yeah. Să-l plătesc și pe tipul ăsta. Să vedem la care se-mi dea, cum am schimbat. Am 100 de soles. Areni. Mă, că mi-a dat aici toate monezile. 60, 70, 80. Dale, señor. Pone acá. Gracias, buen día. Aceasta este zona centrală din Puerto Maldonado. Destul de pustiu la această oră. Iar acum merg să caut hotelul care se află undeva în această zonă. Am o aplicație pe care o folosesc atunci când călătoresc. Se numește Maps.me. O pot folosi offline. Iar pe mine mă ajută foarte mult acest lucru. Am ajuns și la hotel. Se numește Yakumama Inn. Iar aceasta trebuie să fie recepția. Haideți să vedem acum cum arată și camera. 302. Decentă. 3 paturi. Se simte așa un miros de aer închis. Însă camera este ok, destul de spațioasă. Curată, pot să spun, o cameră acceptabilă. Mergem acum să căutăm un loc în care să putem mânca ceva. Este ora 12:40 și n-am mâncat nimic pe ziua de astăzi. Și trebuie neapărat să găsesc apoi și o frizerie în care să mă tund. Cred că mă voi opri în acest local. Arată mai modern. Ce să-mi iau ceva, un peste, ceva de genul. Mi-am încomandat un ciceron de pește. Iar acesta aici în dreapta, dacă nu mă înșel, este Yuca.
Da. Luca, aici avem ciciaron de pește. O salată. Iar aici avem o supă. O supă de pește cu boabe de porumb. Quanto le sport adesso? Două, șase de sole, asta înseamnă undeva la 33 de euro. Care este numele? Sandra. Sandra, ești peruana? Tengo una cita en esta noche y necesito estaría más alegrado. ¿Cómo? Tengo una cita en esta noche y necesito estaría más alegrado. Es una broma. Estoy en Puerto Maldonado, no sé, 4, 5, 6 días, algo así, o 7, depende. Quiero comer comida, no sé, más especial, más caimán o tortuga. ¿No te acostumbras a este clima? No, estoy lleno porque fui a Ica, fui a Arequipa y estoy lleno de calor. Pero acá es más bien, se siente un poquito más fresco, un poquito. Ahorita por lo que estamos bien. Es un poquito más doloroso. ¿Cuánto te doy, señora? ¿Cuánto te doy? 8. Am ajuns și în zona în care sunt toate aceste agenții care oferă tururi aici în jungla din Puerto Maldonado. O să dau un mic tur prin această zonă și o să văd care tur mi s-ar potrivi mai bine. Para el tour de aventura, lo que estaríamos haciendo es primero empezamos haciendo kayak. El kayak, de ahí vamos en kayak hasta la Isla de los Monos. De ahí caminamos unos 20 minutos buscando a los monos, siempre a los capuchinos, que son los más predominantes en la isla. Después de la Isla de los Monos vamos a almorzar a un albergue. Después de almuerzo hacemos el puente colgante y el zipline. Terminando esto de ahí, estamos de retorno en la ciudad. El tour empieza a las 9 y media de la mañana y termina a las 5 y media de la tarde. Foarte interesant acest tur pe care l-am ales. Vom avea parte de 4 activități. Eu am ales să fac un tur de o zi. Prețurile aici sunt foarte acceptabile, pot spune, însă dacă doriți să faceți tururi mai lungi, prețurile încep de la 200, ajung chiar la 400 de dolari. Hai să vă arăt o chestie foarte faină, acest pod care se află chiar aici în centrul orașului. Din acest loc vom începe mâine turul către junglă. Această zonă nu mi-a fost recomandată de oamenii din hotel. Mi-au spus că odată ce treci de acest pod este un pic mai periculos, însă acum voi încerca să cobor undeva aici jos. La marginea acestui râu am văzut că este o terasă. Îmi voi lua o nucă de cocos, iar oamenii ăștia sunt foarte amabili. Îmi vor culege una din acest palmier. Mâine, din ce ne-a spus tipul de la agenția de turism, am înțeles că în prima parte a zilei vom merge cu caiacele, însă uitați și voi ce curenți puternici sunt pe acest râu, iar eu nici nu știu să înot. Am intrat în barca unor pescari. Iar ora, por favor, dígame, ¿cómo dijiste que se llama ese tipo de pescado? Nosotros lo llamamos aquí en el Perú, Puerto Maldonado, maparate. ¿Maparate? Sí. ¿Y eso es grande o es un pescado pequeño? Un poquito más grande. Ese es su tamaño normal ya. Un poquito más grandecito. ¿Tiene muchas osas? Sí. La mañana lo he cogido, la mitad me lo he comido ahí en la chacra. Eso lo comes más tarde, quiero ver cómo es su boca, fíjate. Muy grande. Este algunos lo conocen por bocón. ¿Bocón? Sí, así, su boca es grande. ¿Cuál es
pescado más grande que lo prendiste? ¿Cuánto dimensión? ¿Qué, cuánto metros? Dos. ¿Doce? Dos metros, dos. Dos metros. Y ese es de 60 kilos. Ay, Dios mío, muy grande. 12 metros, 70 kilos. Sí. Yo tengo 70, fíjate, como yo. Así, un poquito más grande que yo, así. Creo que comes, no sé, una semana o más de un pescado así. Así, pero no comemos eso, de tamaño, un poquito más grande, sí. ¿Eso se encuentra de muchas veces acá en ese río, ese sí, tipo de pescado? Sí, sí, este. Hay muchas especies de este pez, hay otros maparates, otros diferentes, medio azul, pero es el mismo compañero de este. Yo acá comí pescado ayer, pero no me acuerdo qué tipo de pescado hay. ¿Chicharrón? ¿Habías comido pez doncella? Se puede. O si no, de repente habrás comido de es húngaro, dorado. Dorada, sí, comé dorada, muchas veces comé trucha. Y creo que solo eso. Pero me gusta probar cosas nuevas, fíjate eso, cómo es eso. Y ahora, ¿cuántos pescados tienes? ¿Solo eso tienes o tienes todo más? Todo esto no me he traído, pues, para el rancho, a la casa. Dați vestele, acum mă simt mult mai în siguranță. Urmează un drum de aproximativ 30 de minute. Până în acest loc am venit cu barca, iar acum vom merge cu un alt ghid. Uitați cât de faină arată acest loc. Avem aici chiar și o piscină care este în construcție, iar locul se numește Paradis Amazon. Continuăm cu traversarea acestui pod care se află la o înălțime de aproximativ 40 de metri. Acum urmează partea cea mai înclinată pe acest pod, care se cam clatină și noi nici măcar nu suntem asigurați. De poquito de pie. Yeah. 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 Me pongo acá. Ah, más. ¿Sabes? Muy duro. Am rămas și blocat și vreau să vă zic că este foarte greu să te deplasezi cu mâinile, iar acum avem de traversat această porțiune destul de expusă, însă în acest loc suntem asigurați. Am ajuns și în restaurantul unde servim masa. Avem aici niște paste de diferite culori, niște șuncă cu morcov. Acesta este primul fel de mâncare, însă destul de delicioasă. A sosit acum și felul 2 de mâncare. Avem aici niște... Este o linte? O chidi o ses. Linte? În país se leama, este algo muy similar como mazăre. Am mai mâncat linte, însă mi se pare un pic diferit gustul de această dată. Este de acá, es yuca, es por segunda vez cuando come yuca. Y hay un pescado que se ve muy bien. Paco se llama. ¿Tiene osas? ¿Tiene osas? Sí, espinas, sí.
conchas, ten cuidado. Un pește care se numește Paco. Un pic picant, însă este destul de bun. Și avem aici un suc de cum de Cristi, că se l-am ales, ok, jugo es? Maracuia. Maracuia. Muy bueno. Se come muy bien acá en Perú. Am intrat și pe râu. Este o senzație foarte faină, însă, sincer, mi este așa un pic teamă. Iar aici, în dreapta, în caz că se întâmplă ceva, cel puțin în cazul meu, oamenii trebuie să vină să mă ajute pentru că nu știu să înot și am așa ceva emoții, ce-i drept. So, ¿cuál dijiste que es su nombre, amiga? Ralina. Ralina peruana de Cusco. Hola. Ella es mi compañera de canoe o de kayako, como se dije. I-am ajuns și pe ceilalți din urmă. Suntem și foarte aproape de mal și mă simt un pic mai în siguranță. Însă aici, în centru, curenții sunt destul de puternici. Amigo, cum se llama esa expresión de mono? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Mono Martín. También mono, bueno, le dice mono Martín también. Mono Martín. O mono capuchino. Capuchín. Capuchín conozco, veo en muchas países. Claro, ese, ¿por qué los ves? Porque normalmente son los más inteligentes, es por eso que se usa, por ejemplo, en Hollywood. ¿Has visto Piratas del Caribe? Sí, sí, en películas. Claro, ese es mono machín. Ahora, es considerado el más inteligente de América. Entonces, normalmente la gente los tiene como... Como animal de compañía. Fíjate. Amor. No juegue. No juegue, por favor. Se va a volver agresivo, por favor. Fíjate. Chiquita. Cuando haces el sonido, ¿te molesta? Sí, sí. Fíjate. Ah, sí. Se molesta. Gracias, ya dije gracias en mi país. Muestra los dientes. Chiar aici în față, pe acest mal, este un caiman de un metru și ceva. Tău a intrat în apă acum. Avem o zi foarte bună astăzi. În fața mea este și un capibara. Hola, buen día. Madre de Dios con Junín. Am luat o motocicletă, este cea mai simplă și rapidă cale prin care pot ajunge la hotel, iar noi ne vom revedea peste câteva zile cu un nou vlog. Până atunci, toate cele bune!